Cum arăta cel mai mare cal din istorie? Unde să căutăm ciclopi și albinoși? Cum arată animalele pe care le știți atât de bine, dar în altă culoare? Și e adevărat oare că pe planeta noastră trăiesc unicorni adevărați? Răspunsurile la toate aceste întrebări și nu doar le veți afla în episodul de astăzi. Azi vă voi arăta niște animale care se nasc odată la 1000 de ani și vă voi povesti despre cele mai mari animale de pe pământ. Așa că puneți un like și să începem! Perla. Ce culoare au crocodilii? Desigur că verde sau negru, dacă vorbim despre caimanii negri. Însă crocodili există și albi, doar că se nasc așa indivizi super rar. Un albinos de genul ăsta este un aligator unic supranumit Perla. Deși în acest caz este vorba despre leucism, pierderea parțială a pigmentului, nu totală ca în cazul albinismului. Femela tânără are aproximativ 15 ani, asta e destul de puțin, fiindcă aligatorii trăiesc până la 50-60 de ani. De asemenea, Perla nu e mare, cântărește aproximativ 50 de kilograme și are o lungime de 3 metri. Ea trăiește într-un parc tematic din America, Florida. Doar acolo Perla poate să supraviețuiască, fiindcă în sălbăticie ar fi imposibil. Prădătoarea nu s-ar fi îmbinat cu mediul înconjurător și să vâneze în general. Plus, razele arzătoare ale soarelui i-ar fi distrus rapid pielea sensibilă. În captivitate de ea au grijă și anume aici ea e în siguranță. Fiți de acord că e destul de ușor să confunzi animalele care au leucism și albinism, căci ambele țin de culoarea albă. Yoda. Cineva are ochi și piele ciudată, iar altcineva urechi neobișnuite. De exemplu, Yoda, nu cel din Star Wars, ci un motănel care s-a născut cu două perechi de urechi. Proprietarii săi la sigur n-au greșit cu numele. Ceea ce s-a întâmplat cu Yoda este un caz congenital de anomalie. Stăpânii lui l-au luat de când era pui, îndrăgostiți instantaneu de ființa drăguță. Urechile, sincer vorbind, îi îngrijorau puțin, așa că au decis să-l ducă la veterinar. El era șocat de fenomen și a zis că doar o singură dată a auzit despre așa ceva, dar n-a văzut asta cu proprii ochi. Veterinarul a confirmat că Yoda este special și deosebit, iar cel mai important e că, necătând la urechile ciudate, cu auzul era tot bine, ca și cu sănătatea lui în general. La fel putem spune și despre următorul erou al episodului de astăzi, Molia Pudel venezueliana. A devenit cunoscută în anul 2009, atunci zoologul Arthur Anker a făcut poza creaturii în Parcul Național Canaima, din Venezuela. Se crede că anume acest individ n-a fost văzut mai mult niciodată. Necătând la faptul că habitatul Moliei Pudel este cunoscut, specia încă nu a fost identificată sau descrisă ca una aparte, așa că ne rămâne doar să speculăm pe tema asta. Unii cercetători consideră că poate să facă parte din familia Lasiocampidae, iar alții că este din familia Grillotalpa. Oricum n-ar fi, oamenii de știință încă nu pot să descrie și să stabilească aparența acestei creaturi la o familie sau alta. Poate că voi ați putea. Însă o ființă rară cu o culoare neobișnuită, nu un albinos, a venit rândul unor creaturi mai colorate. Faceți cunoștință cu lăcusta roz. E greu de crezut că este reală, parcă e un personaj din poveste sau produsul Photoshop-ului. Dar nu, lăcustele roz există într-adevăr. Potrivit oamenilor de știință, culoarea neobișnuită a acestor insecte este rezultatul mutației genetice, pentru care e caracteristică tulburarea pigmentării în favoarea nuanțelor de roșu, portocaliu sau roz. Arată foarte grațios și cool, dar dacă ar vorbi, sigur ne-ar spune că nu sunt prea fericiți de așa mutație. Astfel de creaturi se nasc rar și mai rar ajung la vârsta adultă. Din cauza culorii vii, devin foarte des ținta perfectă pentru prădători. Mega calul. Probabil că nu voi minți dacă voi spune că caii se nasc în fiecare zi, mai rar se nasc cai într-adevăr mari. Iar așa gigant ca Samson este pe bună dreptate animalul care se naște odată la 1000 de ani. Este un cal care nu a avut, nu are și probabil că încă multă vreme nu va avea
concurență. Samson, de rasă Shire, s-a născut în secolul XIX în Anglia. Înălțimea lui în Graben ajunge la 220 de cm și cântărea 1520 de kg. Este cel mai înalt și cel mai greu cal înregistrat vreodată. Nu-mi vine a crede că așa cal a existat în general. Dar caii de rasă Shire chiar sunt faimoși pentru dimensiunile și abilitățile lor. Pot fi folosiți pentru cărarea obiectelor grele, pentru curse și nu doar. Printre ei există mulți giganți, dar Samson este unul la milion sau poate chiar la miliard. Rechinul albinos. În afară de faptul că e albinos, acest individ are și doar un singur ochi. Ciclop și albinos în același timp. Așa creatură se naște odată la 1000 de ani sau chiar mai rar. Acest exemplar neobișnuit a fost găsit în Mexic. L-a prins pescarul pe nume Enrique. Din păcate, el a prins un specimen deja mort, de aia oamenii de știință nu au putut să-l studieze. Totuși, au aflat că micul rechin ciclop albinos a fost frate cu alți 9 pui de rechini care s-au născut normali. Deci a fost unicul cu patologie printre toți frații săi. Asta face individul și mai neobișnuit. Șarpele cu o labă. Cu toții știm că șerpii nu au membre, dar se dovedește că există excepții. Astfel, cu câțiva ani urmă, într-o casă din China, a pătruns un șarpe. Stăpâna, din cauza că s-a speriat mult, a ucis reptila. Deja era pe cale să arunce corpul la gunoi, când a văzut o labă care ieșea din șarpe. Reptila într-adevăr avea un membru. Dar de unde? Mulți oameni de știință presupun că șarpele era un mutant. Alții însă au fost de părerea că șarpele a mâncat o șopârlă. Laba ei cumva nu a fost digerată, s-a prins în organismul șarpelui și chiar a reușit să concrească prin piele. Oricât de corectă n-ar fi această versiune, nu putem să nu fim de acord că arată înfiorător și neobișnuit. Cercetătorii au găsit în trecut rămășițele șerpilor antici, care aveau ceva asemănător cu niște labe. Dar așa creatură pe care le-a dat-o chinezii încă n-au întâlnit. Nu este exclus că șarpele cu labă este singurul individ de genul ăsta de-a lungul istoriei. De mult n-am vorbit despre albinoși. Faceți cunoștință, acesta este un raton albinos. Sunteți mirați? Da, se dovedește că există și din ăștia. Se deosebesc mult de rudele lor dungate și de o culoare întunecată. La aspect, seamănă mai mult cu un opossum gigantic, șoarece sau hamster. Haina albă și foarte rară a acestui prădător este rezultatul mutației care a avut loc în organism. Comportamentul și viața ratonelor albinoși e la fel ca și a rudelor lor obișnuite, cu excepția faptului că le este mai greu să vâneze și să supraviețuiască din cauza culorii. În general, totul e la fel ca și în cazul altor animale ce suferă de albinism. De aia, așa exemplare unice sunt prinse și plasate în rezervații și centre pentru animale, unde de ei au grijă oamenii. Și adâncul oceanului poate să se laude cu creaturi colorate, mai special în largul coastei Americii de Nord. În rând cu homarii roz, pe acolo se găsesc și albaștri. Nu, el nu e albastru fiindcă a înghețat, e doar o ființă foarte rară. Oamenii de știință consideră că un lobster albastru e 1 la 2 milioane. Culoarea unică e rezultatul unei mutații genetice. Organismul produce un nivel excesiv de pigment albastru. Și după cum v-ați putut da seama deja, sunt o țintă perfectă pentru prădători, ca și lăcusta Barbie. Doar câțiva lobstere albaștri reușesc să supraviețuiască. Anume de aia sunt atât de rari. Din fericire, oamenii nu mănâncă așa exemplare. Pescarii consideră că homarii albaștri sunt un semn bun, de aia îi eliberează înapoi în apă. Mai există și homari galbeni, dar nu sunt atât de rari ca cei albaștri. Saola. Rar poate fi nu doar un singur animal, ci o întreagă specie. Saola ne demonstrează perfect asta. Saola este o specie de artiodactil care se găsesc în Vietnam și Laos. Uneori mai este numit unicornul asiatic. Despre faptul că animalul e foarte rar vorbește un factor simplu. A fost descoperit doar la începutul anilor 1990. Doar imaginați-vă că cu 30 de ani urmă oamenii nu știau că există. Descoperirea a fost o senzație adevărată. Nimeni nu se aștepta că la sfârșitul secolului 20 va fi posibil să fie descoperită o nouă specie de mamiferi mari. Și deși specia e nouă, deja e pe cale de dispariție. Pe planetă au rămas mai puțin de 250 de indivizi. Oamenii de știință abia de pot să ne dea un număr exact, fiindcă e greu să studieze specia. Sunt nevoiți să folosească capcanele foto sau să urmărească animalele în secret. În principiu, cercetătorii nu știu prea multe despre ele, fiindcă sunt secretoase și nesociabile.
Se știe că saola se deplasează în singurătate sau în perechi, sunt timide și sunt active pe timp de zi. Nu se știe dacă experții vor reuși să facă cunoștință cu această specie mai îndeaproape, dar le dorim tot succesul! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care animal v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!